Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Auviș de Elită. După ce am urmărit simulacrul ăla de meci de aseară, mi-a trecut cheful de fotbal. Doamne, v-am spus acolo, v-am făcut cunoscute unele dintre gândurile mele referitoare la acea partidă și la viitorul echipei naționale. Și cred că sunteți de acord cu mine în ceea ce privește incompetența celor care conduc naționala în acest moment și eu știu care ne reprezintă pe noi ca români. Așa se întâmplă și pe la Dinamo. Suntem reprezentați de unii care nu prea știu ce înseamnă Dinamo și nici nu știu ce înseamnă fotbal, cu ce se mănâncă pe pâine. Și atunci avem tot felul de surprize neplăcute și eu știu, dezamăgiri, așa cum o pot aminti pe asta cu stadion. A venit Nea Bode ăla, ministru, Nea ministru de interne și ne-a dat cu firma în cap iar. După ce că era mințis că acum în primăvară intră buldozerele, asta, informația asta o aveam și eu de mult, din decembrie. Chiar din noiembrie. O aveam informația asta cu lucrarea de demolare a stadionului ar începe, deci buldozerele ar intra începând cu luna aprilie, mai. Dar iată că va fi la sfânt așteaptă, cred, pentru că Nea ministru ne-a făcut să înțelegem că nu va fi chiar așa cum ne-am închipuit și abia până toamnă se va urni treaba. Așa spun ei. Noi acum ne gândim, a zis chiar cineva, a zis acolo, ce, cum dracu mă stai de apuște de demolare în toamnă și după aia să stai toată iarna, să aștept să vină mai cald, să poți să încep lucrările de construcție și așa mai departe. Dom'le, sunt niște tipuri, niște bălării. Eu acum nu știu. Declarațiile astea sunt date și politic, nu știu când sunt alegerile, chiar nu știu când sunt alegerile parlamentare și așa mai departe, vor să-și arate fiecare utilitatea către alegători, știți? Și atunci zic că fac promisiuni pe care de cele mai multe ori și nu zic de cele mai multe ori, de fiecare dată nu le respectă politicienii ăștia din România. Stați din știți că și pe aici, până în Anglia, sunt la fel tot ăștia care promit și nu fac nimic, dar totuși e cât de cât mai diferit de România. Ați văzut, gata, cu stadionul ne-a liniștit că va fi de 25.000, ne-a dat tot felul de detalii, iar ne-au povestit ea, parcă ne flutură așa cu ceva, cu un dulce de ăsta, știi, cu un desert plăcut pe la nas, așa. Ne tot spune de stadion, cum va fi, cum nu va fi. Dom'le, noi vrem să vedem că fapte, că se construiește, că nu mai credem noi bălăriile astea. Nu cred că mai crede nimeni bălăria asta, până nu se va vedea concret o mișcare și asta. Eu nu cred că vor mai fi creduri care să plece pe fenta asta cu stadion. Așa spun eu, dar vom vedea. Pentru că dacă ați observat, creduri de sunt destul de mulți. Sunt mulți creduri. Și chiar glumeam cu Ionica Bupăză și cu prietenii mei de pe Dinamo Viș de Elită că ar fi cazul să mă apuc să strâng și eu, să fac o strângere, să organizez o strângere de fonduri pentru ajutorarea lui Radio Negoiță 1948. Să mă umplu de bani și după aia să cumpăr eu pachetul de acțiuni majoritar de la Dinamo și să mă apuc să strâng eu investitori, nu ei. Dom'le, ceea ce fac ăștia și ce au de gândit să facă e ceva așa, ca și cum ne-am apucat noi, amă, să luăm Dinamo și vedem noi dacă găsim pe cineva. Dacă nu găsim, îl aruncăm acolo într-un colț. Înțelegeți? Dacă reușim să facem vreo treabă, e bine. Asta se pornim de la ideea că băieții chiar au gândit o afacere și au încercat să speculeze ceva acolo, dar eu v-am spus, e cel mai probabil ca ei să fie niște paravane și clar sunt paravane. Nu s-a fi băgat nimeni la înaintare în așa ceva, decât niște băieți care sunt dornici așa de promovare, de ieșire în față. Înțelegeți? Și vorbind de creduli, că de aici am ajuns la concluzia că sunt foarte mulți creduli,
Pot reaminti de sondajul ăla care l-am făcut pe Dinamo Vișdelit în urma declarațiilor date de Fizer. Fizerul a spus că el nu a luat niciun salariu, că a fost gratis la Dinamo, deci el nu a încasat nimic, niciun ban, a făcut o muncă de voluntariat și că mai mult decât atât a venit de acasă cu bani. Pe mine îmi vin lacrimile, de acum nu mai pot să conduc, vă spun, îmi cur lacrimile, am loc cu ochii înăcrimați când mă gândesc la câți bani a dat el din buzunarul lui ca să salveze el Dinamo și să facă el. Dom'le, am văzut că pe sondajul ăla foarte mulți a zis că da, că-l credeți pe Fizer. Eu acum nu vreau ca să... Asta e. E posibil să mă înșel eu, da? Și eu pornesc de la ideea asta de fiecare dată. Dar eu vă întreb acum foarte clar să-mi răspundeți unii dintre voi când m-am înșelat eu. Când m-am înșelat eu, să-mi spuneți și mie când vreodată m-am înșelat eu. Și n-a fost așa și a ieșit exact cum trebuia să iasă. Nimic, că la Dinamo n-a mers nimic până acum. Deci eu de 4-5 ani de când vă ridic tot felul de semne de întrebare și vă spun anumite lucruri care nu sunt la locul lor, ați văzut că anii ăștia au însemnat declinul lui Dinamo și au fost anii care într-adevăr s-a mers din rău în mai rău. Deci semnalele noastre de alarmă au fost justificate și ați văzut, oricât am vrut noi să ne înșelăm, nu am putut să ne înșelăm pentru că nu ne-au lăsat băieții ăștia. Băieții sunt puși pe fapte și nu i-am demascat de fiecare dată. Ați văzut, am arătat, băi, ăia nu sunt zânele bune pe CH-ul, nu sunt cei care vă... ăia drăgălașii care vă cheamă acolo să faceți poze prin peluză. Ei sunt băieții care sunt puși pe căpătoială și care scalcă pe cadavre, pe Dinamo și... voi nu faceți decât un rău dacă voi vă alăturați acestei mișcări și le dați bani unor indivizi care nu, pe noi nu ne interesează că ei se îmbogățesc, că nu stau eu să văd eu să le port eu de grijă lor dacă se îmbogățesc sau nu știu ce fac, dar faptul că ei sunt strânși acolo și voi le dați niște bani nu face decât să-i țineți acolo, să... Ce asta faceți cu banii voștri, țineți acolo până pârci. Câinele nu pleacă de lângă măcelărie. Asta e o regulă clară, o vorbă din bătrân care are acoperire și ați văzut că așa e. Și atâta timp cât ei vor fi acolo, ați văzut altă grupare de galerie și alți lideri. Și eu vreau să văd alți lideri, măi. Eu nu cred că tinerii ăștia dinamoviști frumoși, că am văzut că am în lista mea de prieteni o grămadă de tineri care cochetează cu fenomenul dinamoviști și care sunt atrași de, chiar și de ultraserie, să spunem, dar nu de ultraseria asta mizerabilă, ci de ultraseria civilizată. Pentru că noi asta trebuie să facem, să intrăm și noi în rândul lumii, să trecem și noi, să ne upgradăm, să facem și noi ceva, să fim și noi la un nivel de ăsta european. Indiferent că echipa noastră e în suferință sau cum se află, noi trebuie să trecem de la boda proste la altceva, la o... susținerea echipei așa, cu demnitate. Știți? Pentru că mi-au spus foarte mulți că uite ce face suporterul din Portugalia, că ce face suporterul din Spania, dar nu există grad de comparație pentru că acolo se pompează foarte mulți bani și oamenii care conduc echipele alea nu sunt paravane, nu sunt nimic, nu se minte că firma nu știu ce, Lotus, Motus, Jotus. Înțelegeți? Nu se vine cu firme de astea paravan, nu se umblă, acolo există justiție, acolo s-a intrat imediat în rol. De exemplu, în Premier League și în alte campionate englezesc, în campionatul spaniol, există niște reguli clare care, pe care un cumpărător trebuie să le respecte. Deci un cumpărător trebuie să vină și să facă, să demonstreze clar că are fondurile de a susține necesare pentru a susține o activitate sportivă de anvergură asta, Liga 1 sau Liga 2 sau unde se duce. Da? Deci aici la noi în România e o cloacă permisă de lege. Înțelegeți? Asta e ideea. Iar organele legii care au datoria să se autosesizeze conform legii, deci au datoria asta, nu o fac. Ați văzut? Atâtea cazuri sunt. Am văzut atâtea cazuri. Apare în mediul online, apare câte o filmare cu câte unul care a săvârșit nu știu ce faptă, că a făcut nu știu ce, apar dovezi și nu se ia nicio măsură. Și cu atât mai mult nu se va lua nicio măsură nici în cazul lui Dinamo, care nu interesează atât de multă lume. Nu e un ceva de interes general, cum ar fi, eu știu, o faptă antisocială comisă de un politician sau de, eu știu, un om care e prieten cu un politician și așa mai departe, da? Deci,
La Dinamo se spune că mediul mai restrâns, dar oricum este de notorietate dacă o persoană săvârșește o faptă penală sau, eu știu, sau există o îndoială, sau există o bănuială că cineva săvârșește faptă penală, automat un organ de ăsta de legii ar trebui să se autosesizeze, da? Să vină acolo și să verifice. Ori din câte am înțeles, a venit ANAF-ul și a verificat data de calendar și dacă adresa e corectă de acolo. Înțelegeți? Domnule, registrele contabile, actele, că spuneau ăștia, băi, gata, că v-am spus, am zis, am primit un e-mail fanilor și am explicat ce am făcut cu banii și am spus câți bani am împrumutat din Dinamo și am făcut și te-am tres. Asta sunt, rând pe rând, minciunile au căzut. Eu v-am spus, cu banii voștri împrumută, eu v-am spus că se intră în insolvență și nu mă credea nici măcar Ionică Pupăză, prietenul meu, coleg de-al meu de suferință și nu mă credea. Du-te, mă, cum se intră în insolvență, băi. Deci, vă spun eu, am aflat înaintea lor cu, cred că, vreo 5-6 luni, înaintea membrilor DDB. Cu vreo 5-6 luni știam că ei intră în insolvență. Pentru că ăsta era planul și am avut o informație foarte bună de la cineva. În fine, nu contează aici ce informații, cum, ce fel, dar e bine să fie informațiile bune, nu să fie niște informații de astea care te șochează efectiv. Da? Că s-a intrat în insolvență, că a fost bine, că a fost rău, altă șansă nu era, dar ei băieții știau, deci ceea ce vreau să vă spun este că nimic nu e întâmplător acolo și nu se lasă nimic la voia întâmplării. Totul e gândit, au o strategie bine pusă la punct și chiar și ăștia, neinvestitorii ăștia care au venit acum, la fel, ei fac parte dintr-un plan care a fost bine pus la punct și se știa de la bun început. Ei știau de anul trecut, cred că, ce vor face acum. Înțelegeți? Și de asta eu nu pot să cred că voi vă lăsați păcăliți de unul care vine și spune că n-a luat niciun ban și că el a venit și cu bani de acasă. Și că e mare dinamovist. Deci chiar așa era răspunsul. Da, este un mare dinamovist. Și azi au răspuns o grămadă. Păi dacă frizerul ăsta e mare dinamovist, bă băieți, bă, gândiți-vă, mă, ăștia legendele astea ale noastre și oamenii care au transpirat pentru echipa asta și au rupt picioarele, aia ce mai sunt, mă? Ha? Căci că, bă, dacă nu dai bani, ești dinamovist. Înțelegeți? Nu mai e, gata. Dinamovismul nu mai contează ce ai făcut pentru echipă, că ți-ai rupt picioarele, că ai rămas genunchii rupți, că nu ce ai făcut. Nu mai contează nimic. Contează că n-ai dat bani. Dacă nu dai bani, sau știți cum e treaba aia? Că degeaba dai tu bani, să degeaba ajuți. Dacă odată n-ai ajutat, asta e tipic românească, faza asta. Deci, te ajută unul de 20 de ori și odată nu poate omul și na, nu vine, nu reușește să te ajute. Și gata, s-au șters toate faptele alea de 20 de ori de cât te-a ajutat, nu se mai pun. Se pune numai aia de care nu te-a ajutat. Asta e în România, cam așa e treaba la noi. Avem încă o gândire de asta balcanică și nu, uneori e bună, știți? Că uite, mă uit aici în Anglia când suntem diferiți față de ei și suntem așa mai neîncrezători, ăștia cred cam orice, englezii. Și dacă spune guvernul ceva și arată un comunicat, gata, e perfect, e bun, e alea. Noi suntem mai ăștia tomane credincioșii care, băi, ăsta e puțin, băi, ce vrea asta, mă, cum adică? Știi? Adică noi mai analizăm și noi ceva, mai gândim. Ăștia nu, frate, dacă le ai zis guvernul, așa e. Totuși e bine să fii și, să gândești și românește, așa? Da, nici prea românește, ați văzut cum v-am dat un exemplu referitor la gradul de încredere pe care trebuie să-l ai sau eu știu la ajutorul care nu l-ai primit odată în 20 de ani. În 20 de ani ai fost ajutat continuu și odată n-ai fost ajutat. Deci avem și noi punctele astea slabe, dar avem și puncte bune, trebuie să recunosc. Deci cam asta e problema, înțelegeți? Deci cam asta este referitor la gradul de încredere pe care voi îl arătați unor persoane nei ca nimeni, care n-au demonstrat nimic și care nu au venit așa puse pe căpătuială și eu știu, ideea asta a voastră de a pune la îndoială unele, eu știu, impresii sau păreri ale unor oameni care au fost tot timpul alături de voi și v-au spus niște lucruri corecte. Eu sper să fie ca voi, întotdeauna așa am sperat, sper să fie ca voi și băiatul ăsta chiar așa să fie declarat
lucruri adevărate și să nu fi luat niciun bani și mai mult să veni cu bani de acasă, să fie un erou și el să fie și un băiat competent, foarte competent, care să poată duce la bun sfârșit ceea ce a început, înțelegeți? Adică să fie capabil să managerieze un Dinamo aflat în suferință și să poată veni cu soluții pentru promovare, cu soluții pentru, eu știu, îmbunătățirea activității de la Dinamo și, de ce nu, pentru îmbunătățirea condițiilor oferite suporterilor sau, eu știu, comunicării cu suporterilor și așa mai departe. Eu sunt... merg pe mâna voastră, cum s-ar zice, pentru că întotdeauna așa am făcut și totuși vă spun și vă avertizez că e bine ca să suflăm un iaurt. Să suflăm un iaurt pentru că ne-am cam frig de atât de multe ori încât e bine să fim mai circumspecți. E bine să ai încredere, dar nici așa prea exagerat și așa că sunteți prea mulți, mă, deci eu m-am speriat. Când am văzut câtă încredere aveți într-o legendă, ba mai mult declarați că ăla ar fi o legendă. Da, este un dinamovist adevărat sau eu nu știu cum am formulat acolo. Deci pe mine asta m-a speriat cel mai tare. Deci puteți să-l primiți pe unul nei ca nimeni care vine și vă cântă acolo și vă zice două, trei minciuni, gata, l-ați primit în casa voastră. Eu nu cred lucrul ăsta. Eu cred că ați fost doar neglijenți așa și v-ați gândit că dacă a declarat chestia asta și a venit cu tăticul lui de la care l-a făcut Băsescu președinte, probabil că o să facă și la Dinamo vreo șmecherie. Mulți gândesc probabil așa. Dar dacă reuși Băsescu să ducă țara la pieire și apoi l-ați ales și pe Iohannis, de ce nu ar fi și ăsta vreun erou? Înțelegeți? Nu mă miră nimic, nu mai mă miră, de ce să zic? Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar ne merităm soarta noi românii. Revenim la fotbalul dinamovist și la știrile care le-am discutat. Deci am discutat chestia asta cu sondajul nostru de pe pagina dinamovist de elită și vă propun să discutăm și puțin și despre partida asta amicală cu Petrolul. Doamne, ce amical e amical? Mulți au zis că nu contează, că nu asta, dar e un rezultat de egalitate cu formație de primă ligă. Trebuie să ne cunoaștem locul, suntem de Liga a doua, avem un lot așa cum îl știm, foarte, 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 foarte subțire, da? Un antrenor neexperimentat, care a continuat, dacă ați observat, să încerce varianta asta cu trei fundași centrali, nu știu ce. Nu știu ce rămâne cu el în lupta asta cu trei fundași centrali. Vrea să-l folosească pe negru ăla. Cred că lui plac negri. Îi plac ăștia, Benan și cu ăla, cred că sunt aduși de el. Eu asta cred, că tot insistă cu Benan și cu Ghezali, dacă ați observat. Deși la un moment dat ați văzut că atunci când îi țâție curul și un meci care e foarte important, cam îi sare pe ăștia din schemă. Dar cu Benan ăla, nu știu ce îi place lui. Nu știu, să nu-i placă de el așa, fizic. Mă gândesc. Nu știu care e treaba cu el. Credeți-mă. Tu ai un lot deficitar și nu ai fundași centrali mulți. Dacă aveai vreo 5-6 în lot, ce spuneai, bă, trebuie să-i joc măcar 3 fundași centrali. Bănuiesc eu că o explicație logică ar fi că este frică să pună presiune pe Irimia, adică să-i lase lui flancul stâng sau flancul, pe flancul drept acolo joacă. Să lase pe el pe flancul drept acolo și să nu blacheze băiatul pe fază defensivă, să nu facă greșeli și probabil că n-are încredere prea mare în el și atunci vrea să joace sistemul ăsta cu trei fundași și să lase flancul drept cum ar fi lui Benasă, nu știu care acum a jucat așa, a jucat cu Bena pe partea dreaptă. În fine, mie mi se pare soluție, mai să sta cu trei fundași și poate o să meargă până la urmă, cine știe. El știe mai bine, îi vede la antrenamente și știe cam ce pot, dar e nasol că nu ai, dacă te obișnuiești să joci sistemul ăsta cu trei fundași, da, cu trei centrali, știi ce se întâmplă? Dacă se accidentează unul să-ți ia cartonaș sau așa și mai departe, chiar, deci se zice că îl pui prin absurd, îl pui la punct sistemul și îți merge. Și la un moment dat se accidentează unul sau ia cartonaș sau eu știu altceva. Păi tu nu ai alt fundaș central, nu ai. Pe Dudă l-ai aruncat, nu știu. Nu ai, alte variante chiar nu ai. Și e
e nasol. Fără poezie în viață e pustiu. Fără poezie viața e pustiu. Așa e citatul ăsta clasic. Deci ai trei fundași centrali, trebuie să joci cu doi în teren și unul trebuie să-l ții pe dușe. Că e Bena, că e Mena, cine e, îl ții acolo, nu? Mi se pare o greșeală. Deci eu vă spun, eu mereu gândesc logic așa și nu. E clar că aici sistemul ăsta cu trei n-ar trebui. Ar trebui să meargă pe patru, cu o apărare cu, din patru și chiar să-l pună pe băiatul ăsta sub presiune. Adică să-l joace acolo. Dacă el vrea, a fost așa de convins el că ar trebui să schimbe pe Moura de acolo. Eu nu schimbam din apărare niciodată, nimic nu schimba. Deci apărarea de 4 și stopării ăia 2 care stau în fața apărării. Deci unde l-aș umbla la echipa Dinamo acum? L-aș băga pe Duimovici în poartă. Pe Moura l-aș lăsa acolo, că fie și el atât de limitat cât e. E foarte experimentat la vârsta lui și s-a comportat foarte bine, se înțelege bine cu stopării. Deci apărarea merge destul de bine, foarte bine asta de 4 și n-aș strica o sub nicio formă. Deci Moura la sine pe partea dreaptă, în centru acolo aș merge pe un alu Jafer și cu Patriche, titulari, și în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi accidentat unul, aș fi recurs la să trag un la Rusia sau știu, un închizător l-aș băga acolo, fundaș central, decât să joc cu Bena. Dar ar fi fost, da, de exemplu, dacă se accidentează Jafer, să spunem, sau are cartonaj sau ce mai departe, joacă Patriche cu Bena, ok, îl acoperă pe Bena și nu e o tragedie, ar putea să fie ok. Deci, depinde cum e, dar dacă lipsesc, de exemplu, 2 și Jafer și, sau lipsește Patriche, cel mai rău, e foarte nasol să-l lași pe Bena cu Jafer, e nasol rău de tot. Pe partea stângă, eu aș merge, v-am spus, dacă e o partidă ofensivă în care trebuie să câștig, l-aș juca pe Amzar. Dar părerea mea e că Amzar, în momentul de față, ar fi mai util ca, eu știu, mijlocaș de bandă, aripă, ceva de genul. L-aș folosi mai ofensiv decât fundaș. Ca fundaș mi se pare puțin împrăștiat, e încă mic, e puștan. Mi se pare mai țapă la Șerban, băiatul la Șerban. Mi se pare băiatul ăla mai bun pe postul de fundaș stânga, mai sigur pe faza defensivă, așa? Și aici în față n-aș interveni în față, mă refer la modulul ăsta de mijlocaș central. Deci ce a jucat până acum, a jucat la Rusia cu Neluz Roșu, care au stat mai retrași, mai defensivi așa, și un mijlocaș care a fost așa de creație sau știu de coordonare a fost Dan Iglesias, care îl văd important, foarte important în jocul Dinamo în momentul de față. Deci ăștia trei eu nu i-a schimbat sub nicio formă. După aia ce aș mai schimba până laterale, până vârf, până asta, aș face oricum o grămadă de experiență sau aș prefera să bag copiii în vârf acolo sau eu știu undeva pe aripă stânga, aripă dreapta, decât să fac experimente de genul ăsta și să stric apărarea. Pentru că totul știți cum este, totul pleacă de la defensivă ca și o placă turnantă. Da? Când faci temelia acasă, ai făcut defensivă și după aia te apuci de treabă. Și dacă ai sistemul ăsta, ai centru aglomerat și așezat acolo, la revedere, e perfect. Până acum, să fim sinceri, Burcă nu a arătat un joc ofensiv care să ne încânte, să voi desface orice apărare, joacă minunat, e imprevizibil și așa mai departe. Nu, jocul arătat de el a fost următorul. Defensiva a fost, a nimerit defensiva și a oferit o siguranță neașteptată portarului, da? Nu am luat gol și dacă s-a înscris, dacă nu am făcut egal, dacă ați văzut. Nu, așa n-am avut cum să punem probleme. M-a surprins și el prin inconsecvența asta de a-l folosi pe Pop. Chiar dacă Pop nu e la nivelul ligii a doua sau nu este la un nivel care să te facă să speri că te ajută prea mult, dar este singurul vârf de meserie care îl ai în echipa aia, Țâră fiind un vârf de ăsta de, cum să zic, un al doilea vârf ar fi Țâră. Țâră te-ar ajuta pe un joc unde joci la contraatac și la, dar când ai nevoie de victorie, cum a fost meciul de acasă cu Buzău, nu poți să contezi pe Țâră să se bată cu fundași centrale acolo. Trebuie unul puternic care să pună probleme, să aibă joc de cap și așa mai departe, nu. Deci Țâră e un al doilea vârf care, da, în tandem cu ăsta, cu Pop,
ar pune probleme, ar pune probleme mari, sau ar putea pune probleme dacă ar avea și el o zvâgnire, dacă ar fi ceva cu el, dar este foarte, foarte, foarte absent din joc, dacă ați văzut. Și nu poate, e clar că e de mult timp la noi și l-am văzut, gata, nu mai avem ce să mai vedem la el. Aici mergea să dai crezare unui copil, să încerci un copil, să faci ceva, un ciucamet, nu știu. Nu știu ce există acolo, ce variante sunt în loc, dar mai degrabă așa decât să încerci cu... Și dacă l-ai folosit pe Edimie acolo, puteai să faci, să scoți pe Moura din schemă și să-l bagi pe ăsta acolo cu tupeu. Indiferent, greșește, nu greșește, joci cu el acolo. E mult mai puțin vizibil dacă greșește fundașul, de exemplu, lateral dreapta, mai poate fi acoperit, mai poate fi scos, decât dacă greșește portarul, Concescu, care nu prea le bunghește. Dar acum depinde și de inspirația lui. Dar acum eu sincer vă spun, acum o să râdeți foarte mult, eu decât să stric apărarea aia și să fac totul vars pentru a alege altă variantă și a-l pune pe Dujmovic, îl lăsam pe Concescu până la urmă și asta era. Pierdeam, nu pierdeam, ce să fac, asta era treaba. Pentru că apărarea arăta foarte bine și nu e bine să strici întotdeauna, că tu vrei să faci ceva, repari undeva, dar strici în altă parte și nu e ok. Defensiva trebuia să rămână așa cum era. În fine, cu Petrolul s-au mișcat binișor. Eu am văzut meciul, nu l-am văzut în direct, l-am văzut înregistrat. Nu a fost niciun meci extraordinar, sau nu vă închipuiți acum că s-a jucat minunat sau nu știu ce, dar a fost un meci amical, s-au rulat ceva jucători, în fine. Ne bucurăm că l-am văzut și pe Alin Buleică revenind pe teren. Doamne ajută să fie bine, să fie toți sănătoși și să nu fie probleme, că ați văzut și Tomozei ce problemă a avut și uite ce problemă există și cu Bordușanu și este foarte rău. Doamne ajută să fie sănătate, asta e principal, în rest ce ori mai fi, ce ori mai fi, salariile ați văzut, se plătesc, mai se întârzie, mai nu știu ce se mai întâmplă. La ora actuală restanțele alea am înțeles că sunt de o lună de zile, au rămas de o lună de zile, pentru că s-a plătit, într-adevăr, au venit cu plata unui salariu, acum, când a fost? Înaintea play-off-ului, nu? Au venit cu un salariu plătit, dar nu au plătit salariul în curs, așa că ei nu sunt la zi acum, ca să se înțeleagă că sunt la zi. Nu sunt la zi, dar stăm bine, deocamdată, da? Având în vedere ce restanțe au fost, da. A venit Gramenii ăla, băiatul ăla, crainicul ăla, care face și pe ziaristul, care nu știu ce, băiatul lui Negoiță, a venit și a zis că, domne, da, el dacă pentru Dinamo face orice, că sunt 10.000 care au dispărut și așa mai departe. Domne, puneți, domne, să-i filmați și dați-i la poliție, domne, băgați-i în pușcărie sau vă e frică. Că știți cine sunt, nu? Sunt băieții care vin la apeluză ca să facă bani, înțelegi? Mai se duce, mai vin de o minge. Sunt tinerii aia ultrașii care fac bani. Ei vin la Dinamo, la ultraserie să mai facă bani. Înțelegeți? Și acum, făcând o paralelă, știi, la garda asta tânără, că mi-amintesc chiar de frizerul. Ăștia sunt tinerii aia, așa, trași pe inele, alea, nu știu ce. Eu v-am spus ce părere am despre ăștia tinerii acum. Nu că sunt eu învechit, îmbătrânit, dar am observat că găștile astea tinere... Băi frate, nu mai face nimeni un efort, bă, nimic nu face gratuit. Însă spune mie că el a băgat el de la el și că tot a fost, a lucrat benevol și ne vine să plângem când auzim ce face și ce sacrificii a făcut el pentru Dinamo. Dar îmi amintesc un episod care l-am trăit în țară cu mulți ani în urmă. Era o prezentare de tehnică militară la unitate militară și... Erau invitați niște copii ăștia de... Era un prieten al meu care mi-a spus faza asta, era șocat. Au invitat niște copii de clasa a doua, a treia. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă undeva pe la 8-9 ani, nu? Până în 10 ani. I-a invitat ca să le arate tehnică militară și ce mândrie e ca să te faci ostaș. Înțelegeți? Și acolo... Și că au venit niște copilași de ăștia de 9-10 ani și s-au urcat la mașină. Și făceau ei acolo, apăsau pe butoane, nu știu ce făceau. Și la un moment dat unul așa cu o figură de borfaș de ăsta, un micuț așa cu față așa de șmecheraș, îi zice lui ăsta, lui prietenul meu, zice: auzi mă, tu câți bani faci? Zice, a zis, tu câți bani faci? Ăsta zice, băi, Robert, zice, am rămas așa mască, zice, cum adică câți bani fac? Adică
Deci el, copil de 8-9 ani, mă întreba câți bani fac. Înțelegeți? Doamne, asta vreau să vă zic. Și asta se întâmpla cu ani în urmă, 15-18 ani. Deci ăștia sunt acum la... Băiatul ăla care întreba cu câți bani faci, era copil atunci, pe vremea aia. Cred că ăla era. Și acum antrenează Dinamo sau ce face pe gratuit, gratis. Înțelegeți voi ce zic eu? Asta spunem noi. Înțelegeți? Cică, câți bani faci? Auzi? Băi, tu câți bani faci? Adică, băi, pulică, tu ce faci, bă? Tu cu cât ești plătit aici? Care e? Câți bani faci tu? Multe am văzut la viața mea, dar la chestia asta am rămas mască. Și de atunci am rămas așa și mă gândeam, zic, băi, generația aia s-a făcut mare. Ăștia sunt acum, băieți ăștia, frizerul, ăștia. Ultrașii ăștia care sunt, vin și ne ceartă pe noi că nu ești din amoviz dacă n-ai dat bani, nu le-ai dat lor, nu ai umplut lor buzunarul. Băieți ăștia care nu fac o mișcare fără să le pice ceva, dacă nu vând un tricou, nu vând un breloc, n-au făcut niciun căcat. Cam asta este. Eu nu am încredere, vă zic încă o dată. Și sper să n-am dreptate, dar mai mult ca sigur că o să am și o să iasă la iveală niște căcaturi. Îl invit pe frizer să vină să ne facă un extras de cont. Chiar aș vrea, nu știu, nu mă interesează prea mult ce a făcut el, că dacă a luat bani sau n-a luat bani, că nu mă interesează. Dar chiar aș fi curios dacă spune adevăr, adică are, nu știu, dacă e transparent așa și e un băiat de caracter. Așa ca și servicii, ca ce s-a întâmplat până acum la Dinamo sau asta, nu avem ce să, nici să-l ridicăm în slăb, că n-a făcut mare căcat, dar nici nu putem să-l omorâm acum, să spunem că a avut așa mari condiții și a avut multe de oferit și n-a reușit să scoată în anumite rezultate. Nu, deci omul și-a făcut treaba, cum să zic, la nivelul de Liga 2, care Liga 2 acum eu consider la nivelul Ligii a 3-a de acum vreo 20 de ani, înțelegeți? Băiatul s-a descurcat onorabil, dar eu vă spun acum altfel. Cu toată școala lui Johan Cruyff și nu știu ce, eu acum, uite, fii atent, din grupul Dinamo Viș de Elită și din lista mea de prieteni, eu am curaj să bat pariu că eu aleg doi oameni care sunt cel puțin egali cu el la valoare, cu frizerul. Deci eu aleg eu, zic, uite, spun eu, băi, ăsta conduce Dinamo și eu îl pun și face mult mai multă treabă decât ăsta. Decât băiatul. Și am mai multă încredere în el, deschidere și așa mai departe. Dar aici hai să spunem că aveți voi dreptate și eu nu mai mă bag. Cam asta e treaba. Deci în legătură cu fotbalul v-am spus care e mersul. Eu n-aș fi schimbat defensiva sub nicio formă. Ca și remarcația și ea nu prea. Am văzut meciul integral, dar nu mă abțin să vorbesc, să comentez prea mult. Nu prea am avut ce să văd așa lucruri mari, mari lucruri pozitive, dar scorul rămâne 1-1 și pot să spun că n-am oferit prea multe ocazii lui Petrolul, să zici. Acum, nici Petrolul nu cred că a tras prea tare, jucătorii nu și-au rupt picioarele. Ăla, vârful ăla de atac care a dat golul, ăla cică a fost remarcat de și Mudică și așa mai departe și, într-adevăr, dacă aveam noi un vârf de ăla, era ca lumea. Dar asta e, astea sunt condițiile. Noi îl avem pe Pop și la un moment dat am văzut că Burca a încercat cu doi atacanți și ar trebui să ia în calcul și chestia asta. Un 4-4-2 ar fi extraordinar sau un... Nu știu ce sistem ar fi de cel mai bun, dar ar fi bine să folosească doi atacanți. Să încerce și eu un sistem cu doi atacanți, pentru că vor veni meciurile în care va avea nevoie să egaleze sau să facă ceva, să câștige, să întoarcă meciul și așa mai departe. Vor veni și vremuri de asta, pentru că nu știu dacă ați observat că atunci când am jucat la Iași, a fost o partidă care am pierdut-o și n-am avut niciun pic de reacție. Deci am primit golul și am jucat la fel în continuare. Deci nu am avut să zici, băi, uite, se vede că vrem să egalăm sau măcar ne dorim, chiar dacă nu reușim, înțelegeți? Asta e ideea. Nu prea are variante tipul ăsta. Cam asta e cu Burcă. Vom vedea, declarațiile lui au fost acolo bulversante încă o dată, pentru că el tot timpul vine și face niște declarații în spațiu public, pe mine mă uimește. A venit și a spus că nu se gândește la promovare. Opa! Hai că e prea departe. E prea departe. Băi, frate, hai să ne gândim acum. Eu nu vreau ca să... Eu știți că eu sunt un tip foarte logic, da?
Deci, ești la Dinamo acum, ai avut rezultatele care le-ai avut, într-adevăr, și problemele care au fost. La un moment dat, lucrurile s-au așezat pe un făgaș cât de cât normal. Vii și le spui jucătorilor în vestiar că în liga asta nu vă stă nimeni în cale și dacă vă concentrați și jucați așa cum am jucat la Schellenberg, o să jucați și într-adevăr așa a zis corect ce a zis, da? Deci dacă joci de maniera aia și ai o mentalitate corectă și îți faci meciul ușor și știi ceea ce vrei, cu valoarea care are Dinamo acum ar trebui să promoveze, domnule, nu există să nu promovezi cu echipa asta. Având în vedere ce contracandidate sunt acolo. Deci noi acum, eu nu-i văd pe oțelul mai bun decât noi, ca și valoarea lotului. Ce au oțelul ca lumea mult peste noi, au o liniște acolo la nivel de conducere, da? Și l-au pe Dorin Munteanu, un profesionist care ai siguranță că știe ce face, da? Și a făcut pe ea să arate, dacă ați văzut, și a făcut pregătirea de vară ca lumea și a văzut cum a intrat în campionat. Și n-a avut pași greșiți prea mulți, da? Dar dacă ați văzut, ei trebuia să fie departe, trebuia să fie la nivelul Iașiului, da? Dar nu s-a întâmplat așa, deci ei nu sunt la nivelul Iașiului. Ei sunt undeva chiar sub noi, vă spun eu. Deci dacă stai să te gândești acum, deci tu ai intrat în Dinamo, da? Nu mai spun că istoria te obligă, deci na, nu mai zic chestia asta. Ai intrat într-un play-off în care una n-are dreptul de a promova, deci e vorba de Armata Salvării și tu, teoretic, ca să prinzi un loc de baraj, trebuie să fii mai bună decât Deju. Da? Deci, decât Deju sau decât una dintre ele, dintre Buzău sau Dej. Deci tu trebuie să te clasezi pe locul 5, da? Să nu fii pe locul 6 în play-off. Și el vine și îmi spune mie că el nu se gândește la chestia asta. Probabil că vrea să o dea în de-alea, că chiar dacă ajungem la baraj, adică vrea să fie așa un... știi, să nu cumva să se sară lumea în cap după aia. Bă, nenorocitule, nu n-ai promovat și nu știu ce ai. Acum vrea ca să claseze echipa pe un loc de baraj și să aibă loc ăștia să facă manevre, să facă pariuri iar, cum a făcut și cu Clujul. Înțelegi? Și de asta îi lasă loc de să piardă. Pentru că eu vă spun sincer, eu nu cred că se dorește promovarea. Eu așa cred. Nu cred. Eu cred că s-a intrat, asta s-a urmărit. Le-a convenit că s-a intrat în play-off, într-adevăr. Le-a convenit. Au intrat în play-off, au acum tupeul să ceară oamenilor că băi, uite, v-am dus în play-off. Na. V-am dus în play-off, suntem în primele 6, nici că cine și-a făcut, e pe locul 1-2, știi? Suntem pe play-off și în play-off și vom juca aici și freacă mâine de bucurie, că joacă cu Armata Salvării două partide și una dintre ele acasă, înțelegeți? Și de ce asta n-am înțeles? Declarația asta lui Burcă m-a făcut să îmi pun anumite semne de întrebare și să mă gândesc că deja băieții își pregătesc alibiurile să nu le sară lumea în cap, înțelegeți? Pentru că ei știu că nu se va trage. Asta zic eu. Normal, din punct de vedere logic și asta, nu există, n-ai cum să fii Dinamo și la conjunctura actuală, chiar și cu echipa care o avem acum la ora actuală, să nu te clasezi măcar pe, eu zic că pe 4 sau pe 5, da? Deci pe 4 sau pe 5, nu știu, cred că și un agea miu dacă e antrenor și eu știu, și cu echipa asta care e acum actuala echipă și văzând cum s-au așezat jucătorii și cum a mers până acum jocul și cât de cât, eu zic că nu există să nu te clasezi mai sus decât de aici, n-ai cum. Și atunci ajungi barajul și vezi tu ce faci la baraj, nu? Deci sunt șanse să promovezi, pentru că acolo la baraj e un meci care poate atunci mai aduci ceva, mai faci ceva între timp, eu știu, se mai poate face vreo măgărie, știți? Și în fine, poate e altfel și meciul de baraj întotdeauna e un meci cu cântec. Și de regulă, dacă ați văzut, echipele astea care vin din Liga a doua sunt mai determinate decât astea de Liga întâi. Aia care vine din Liga 1 e șchiopătând, e terminat, jucătorii sunt blazați, nu sunt plătiți, că de regulă echipele care sunt la retrogradare sunt astea care au probleme financiare și nu pot să ducă pașul cu ceilalți. Asta este, că și la noi, dacă ați văzut, tot la fel, căderea a fost determinată de bani și de conjunctura nefavorabilă de acolo, scandal, paravanele erau băgate la fund, paravanele nici măcar ele nu erau în prim plan, au fost aduși măcelaria ca să distrugă și la revedere, au sapă aia și au fugit toți. Și atunci jucătorii au văzut că nu au conducere, n-au nimic și au făcut ce au vrut ei, înțelegeți? Cam asta e problema, nu vreau să discut de ce a fost și asta prea mult, dar problema este că nu e corect ceea ce se face, înțelegeți? Nu e corect ceea ce se face în sensul că nu poți să vii la Dinamo și să spui că
nu vreau să mă gândesc acolo. Cum dracu să te gândești când tu ești într-un play-off de 6 echipe și ești, și acum ești cu toate rezultatele astea negative care le-ai făcut, ești mai sus decât Deju. Nu vreau să fiu, dar las-o dracu de treabă. Cât de fricos poți să fii sau cât de, nu știu. Mi se pare așa vagabonțească, iar mi se pare vagabonțească. Deci ăștia tinerii mai se zgolănași așa, nu? Nu e. Referitor la ăla, subiectul cu gramenii, cu mingea, că m-am îndepărtat. Deci ăla zicea că, domnule, mi-a dispărut nouă, nu știu câte mingi. Domnule, eu nu sunt de acord cu chestia asta, cu s-au luat mingi. Deci dacă s-au luat 8 mingi sau 10 mingi, le-a dispărut la ăștia până acum. Deci sunteți niște nesimțiți ăștia care ați făcut așa ceva. Deci ce suporte să mai fiți, ce dracu să mai fiți, că sunteți niște scârnăvii. Deci nu pot să mă gândesc la așa ceva, că echipa este în situația în care e și voi vă duceți și luați mingile de acolo și plecați cu el. În condițiile în care alții vin și le dă cu sacii mingile. Își dă banii de acasă și le cumpără mingi la oameni. Înțelegeți? Deci mi se pare o nenorocire, o jegoșenie, ceva fără acoperire total. Nu mai zic de aia care îți rup scaunele, bre. Deci nu mai, gata, nu mai vorbesc, știi? Mai zici și de aia care se urcă cu picioarele pe scaune și rup scaune în situație, sau fac alte cascadorii pe acolo doar ca să-și facă un selfie sau nu știu ce, să fie filmat sau nu știu ce să facă. Înțelegeți? Să-i mai dea pe TikTok sau ce dracu fac ei. Rup scaunele și după aia plătesc alții, plătesc fraierii scaunele. În situația în care e din acum. Dar felul în care a făcut-o Grameni, mie nu mi s-a părut normal la o echipă ca Dinamo. Dacă nu ai avut niște măsuri, dacă știi că ai pierdut 7.000 sau 8.000, băi, ții măsuri, mă. Îl pui pe unul să filmeze, înțelegi? Să filmeze. Da, cameramani, ai câțiva cameramani pe acolo și filmează. Și în momentul în care ai văzut că s-a luat într-un sector mingea și nu știu ce, oprești din sectorul respectiv de fluirea când pleacă lumea acasă și controlezi pe aia și l-ai prins și l-ai băgat la pușcărie pe jegos. Și gata, ai scăpat de ei. Înțelegi? Sau pui camere de la vedere și cameramani care echipul le filmează pentru ziariști, dar pui frumos cu unul cu camera și filmează până e bună. Și îl vede pe ăla care a fost cu mingea și îi face zoom frumos și îl dă la poliție, pe una poliție și jandarmerie și gata, l-a liniștit. Deci chestiile astea se pot preîntâmpina, deci dacă ai niște oameni care gândesc cât de cât. Asta cu te rogi de public și dacă aș mai face încă o dată, asta e negrameni, tași din gură. Tași din gură că te-ai sticat de tot. Slugoiul Negoiță care mănâncă de ani de zile și care este dovada vie că Negoiță încă mai are tangențe cu Dinamo. Înțelegeți? Și toate slugile astea lui Negoiță care mai sunt acolo încă arată clar că... Păi vă dați seama dacă era... Hai să ne gândim acum, neinvestitorii ăștia, dacă erau... Nu erau în clică cu Negoiță, nu erau în clică cu Badea, nu erau în clică cu toți ăștia care au fost acolo în păpușarii lui Dinamo până acum. Vă dați seama, oricine venea nou acum a zburat pe toată lumea, pe toți ăia. Toți mârlanii aia, îl întreba pe ăla, pe Pic și Poc, îi chema, băi, voi cum folosiți numele lui Dinamo? Ce contract aveți voi? Cu cine? Cu Negoiță? Nu mai aveți, cu noi nu mai aveți. Hai, pa! Nu mai folosiți sintagma Dinamo București niciodată dacă nu vă închidem și la revedere. Pa! După aia te luai de ăștia, de toți slugoii. Gramenii, mramenii, adică nu avem alți crainici, numai asta e crainicul absolut al lui Dinamo, sau ce căcate. Și ia duci, îi zbori pe căcați ăștia, pe scârnăviile astea care au fost și au mințit lumea până acum, i-ai aruncat afară. Și vii cu un capital nou, cu un suflu nou, cu oameni ca lumea, profesioniști, cu din ăștia micii care au venit acum, care sunt tinerei, BDD, dorinci de afirmare, hap, hap, ei propulsat acolo, nu? Sunt atâția, v-am spus, am și o lista de prieteni, îi văd, îi știu, îi cunosc, sunt o grămadă de băieți capabili și astea care nu se implică pentru că n-au cum să se implice. Sunt ăștia alții care sunt acolo înfiletați, înțelegeți? Asta e problema. Referitor la și la meciul ăsta, v-am zis și cu mingea. Cu mingea, celebra minge pierdută, care nu știu ce... Asta e, ai făcut atâția bani și ai pierdut o minge, gata, o pe aia o treci în cheltuieli, trebuie să te gândești. Pierd o mingi, s-a rupt 50 de scaune și așa mai departe. Și cam asta e, trebuie să te gândești la chestia asta și asta intră în cheltuieli, dar tu tot vrei să faci bani, că te biciuie stăpânii. Hai mă, băi, economie, vedeți dracu cu mingile alea. Ce să mai... Mai urma să se ducă ăsta să îngenunche acolo la tribună și să le ceară mingea lui aia. Cam asta e problema. Eu văd niște anumite lucruri și vi le expun. Nu vreau să fiu absurd, dar nu știu, nu
nu cad bine și v-am zis, vi le semnale și, și voi ați fost de acord cu mine de foarte multe ori referitor la aspectele astea de moralitate sau de, știu, demnitate, da? Cam asta e problema. Acum așteptăm să jucăm cu Deju. Vom juca cu Deju. Vom vedea. Mai fac niște materiale până atunci. Vom vedea și știrile care sunt. Aplaud revenirea lui Bulei, că v-am zis. E în urmă cu pregătirea fizică, clar, și va trebui să trag în continuare. Sper să fi fost operația foarte reușită și recuperarea minunată și el să-și revină. Ne ajută, e un jucător care ne ajută. Dar din nou revin la subiectul Stoichiță, Burleanu, Federația și așa mai departe. Mi se pare o discriminare și ar trebui să depună și ăștia niște plângeri. Eu dacă aș fi jucător de 23, 24 de ani, 25 la Dinamo sau până altă echipă, la echipele de Liga 1 sau echipa a doua, Liga 2, aș face, i-aș da judecată pe Federația Română de Fotbal pentru discriminare, pentru că dreptul meu de a munci și de a intra în teren este îngrădit de legea lor care trebuie să, care prevede să fie anumiți tineri de anumită vârstă. Deci n-ai cum să faci așa ceva. Așa trebuie. Ce facem? Gata, hai să-i, tot ce trece peste 25 de ani să-i aruncăm la gunoi, nu, că nu mai sunt buni. Sau ce trece peste 30, sau, nu știu, mi se pare o mitocănie și o ordinărie ce se întâmplă aici, la noi. Deci n-ai cum să faci așa ceva și să dictezi pe banii lui altul, iarăși, mi se pare absurd, da? Dar ce mai e normal în lumea asta minunată în care trăim noi? Când ăștia ne îngrădesc toate drepturile și ne limitează dreptul la, și la muncă. Ne condiționează dreptul de a munci, de dreptul de a te vaccina sau, eu știu, obligativitatea de a te vaccina sau de a purta o mască sau de a face nu știu ce test și căcat. Cam asta este. Trăim într-o lume cretină și, eu știu, ar trebui să ne gândim cum să preîntâmpinăm lucrurile astea. Deci eu, sincer, v-am spus, dacă aș fi jucător, aș da în judecată pe ăștia și aș potoli eu de reguli de asta. Și gata. Îi dai în judecată și cum adică să te discrimineze pe tine și să nu poate antrenorul să te bage, băi, băiatul, îmi pare rău, tu ar trebui să joci, dar roșule, nu mai intri tu pe teren, că trebuie să intre ăla, că n-am junior și e o absurditate total, total abuzivă. Înțelegeți? Cam asta este, cam asta a fost subiectele zilei, nu mai găsesc alt subiect, dacă mai aveți, vă rog eu, veniți și scrieți-mi în comentarii ce doriți să aflați. Și ce doriți să dezbatem, ce subiecte doriți să dezbatem și atunci eu voi veni în întâmpinarea voastră. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit încă o dată. Vă mai reamintesc încă o dată, distribuiți materialele noastre, faceți-ne cunoscuți, lăsați să vină în jurul nostru cei care sunt asemenea nouă și cam atât pentru azi. Doar Dinamo București, este inimile noastre, vă salut! Numai